Saul din Tars, botezat, a avut loc lucrarea aceasta minunată. Mai merg o pagină și în Fapte, în capitolul al 10-lea, alt episod, altă lucrare de frumusețe și de însemnătate splendidă, cerească, dumnezeiască și veșnică, un bărbat dintre neamuri cu nume minunat Cornel. Domnul îi se descoperă prin înger și prin vedenie și îi poruncește să facă așa și așa. Și Corneliu intră imediat în ascultare de Domnul și își trimite soldați la Iope ca să-l aducă pe Petru. În același timp, Domnul îi se descoperă și lui Petru prin înger, prin vedenie și Petru intră la sfat cu Domnul. Eu niciodată n-am să mănânc ceva ce este spurcat, să nu numești spurcat ceea ce eu, Domnul, am curățit. Intră și Petru în ascultare de Domnul și merge dinpreună cu ostașii trimiși de Corneliu la casa lui Corneliu. Versetul 33, Corneliu vorbind lui Petru și celorlalți, veniți dinpreună cu el, am trimis îndată la tine. Asta înseamnă să fii în ascultare de Domnul și alta nu. Am trimis îndată. Și după aceea vine o expresie de frumusețe și de dulceață adevărat excepțional. Și auzi ce îi spune Corneliu lui Petru, și bine ai făcut că ai venit. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Nu spune toți suntem aici înaintea ta, ca slujitor al Domnului, prinț al bisericii, un apostol important. Toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu. Oriunde este omului Dumnezeu, este Dumnezeu prezent. Și oriunde este Dumnezeu prezent, este casa lui Dumnezeu. Și unde este casa lui Dumnezeu, trebuie să aibă loc mereu și mereu trei lucrări frumoase, puternice și nespus de însemnat. În casa lui Dumnezeu, ori de câte ori venim, mic și mare, mare și mic, întâi de toate trebuie să aibă loc marile confruntări. Ne confruntăm noi oameni cu lipsuri, cu slăbiciuni și cu neajunsuri, cu puterea, cu neprihănirea și cu slava lui Dumnezeu. În al doilea rând, în casa lui Dumnezeu trebuie să aibă loc marile decizii, marile hotărâri și în al treilea rând, în casa lui Dumnezeu trebuie să aibă loc marile schimbări. Toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Dumnezeu să ne spui. Atunci Petru a început să vorbească și a zis, în adevăr văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre El că orice cine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Dacă în seara aceasta, în mijlocul adunării noastre, sunt oameni care trăiesc în păcat, sunt oameni care trăiesc în blestem, sunt oameni care trăiesc în întuneric, sunt oameni care trăiesc în fără de lege, în nelegiuire și în moarte, să creadă din toată inima vestirea, să creadă din toată inima Scriptura aceasta care spune Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu judecătorul celor vii și al celor morți. Și de aici mai departe să creadă toți și să credem toți minunatul adevăr al Scripturii care urmează. Și dacă ești în lansuri grele ale păcatului, dacă ești robit de patim, de orice fel, de orice natură, dacă ești stăpânit de puteri ale întunericului de un fel sau de un alt, nu te teme, ci crede doar. Scriptura care zice, oricine crede în El, capătă prin numele Lui iertarea păcatelor, slăvit să fie Domn. Spune în seara aceasta, în locul în care te găsești, Doamne, cred și eu din toată inima în numele Tău. Cred și eu din toată inima că ești Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. Cred și eu din toată inima că ești Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cred și eu din toată inima că ești Mielul lui Dumnezeu care ridici în seara aceasta păcatul meu. Strigă la Domnul după milă și după îndurare și vei pleca din locul acesta
plin de pace și cu bucurii sfinte care nu vin din ceea ce îți oferă lumea și viața, lucrurile înconjurătoare, ci din ceea ce îți oferă Domnul prin adevărul Evangheliei și prin Duhul Sfânt. Iar mai departe zice, pe când rosea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvânt. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neam, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Este tot o cincizecime, dar care se săvârșește altfel decât cincizecimile de până aici. În timp ce vorbea Petru plin de Duhul Sfânt, la cuvântul lui s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvânt. Sunt trei expresii care vorbesc despre aceeași lucrare. Versetul 44, s-a pogorât Duhul Sfânt. Versetul 45, darul Duhului Sfânt s-a vărsat. Iar versetul 47, au primit Duhul Sfânt ca și noi. Corneliu a intrat în ascultare de Dumnezeu și Petru a intrat în ascultare de Dumnezeu. Toți cei care erau în casa lui Corneliu au intrat în ascultare de Dumnezeu, intrând în ascultare de cuvântul Domnului vestit prin Duhul Sfânt, prin Apostolul Petru, și toți cei care s-au găsit atunci în casa lui Corneliu au primit Duhul Sfânt. Mai citesc dintr-un singur loc ca să înțelegem și mai bine, și mai bine adevărul acesta minunat al Scripturii, care spune, Dumnezeu a dat și dă Duhul Sfânt celor ce ascultă de El. Fapte, capitolul al 19-lea, începând cu versetul 1. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin sinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns, nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați, le-a zis el, și ei au răspuns, cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Dumnezeu a dat și dă Duhul Sfânt celor ce ascultă de ei. Pavel a intrat în ascultare de Dumnezeu și s-a dus în biserica din Efes să împlinească lucrarea aceasta de însemnătare de veșnică, dar și frații din Efes au intrat în ascultare de Dumnezeu, intrând în ascultare de robul lui Dumnezeu, de apostolul Pavel. Călătoresc și eu mereu și mereu din loc în loc, din biserică în biserică, din oraș în oraș, din sat în sat și așa mai departe. Și întâlnesc mii și mii de oameni și întâlnesc slujitori. Și tot mai des aud slujitori spunând, nu mai pot și nu mai pot, am ajuns la capăt. Și cu puterile mele și cu înțelegerea mea, sunt luptele atât de mari și atât de grele. Biblia vorbește despre lupte din lăuntru și după aceea și despre lupte din afară. Slujitorii bisericii au în vremurile acestea foarte grele și încurcate de pe urmă, lupte tot mai multe, tot mai mari și tot mai grele de dus. Și mulți dintre ei cad de oboseal. Am găsit pe unul care a mers un pas mai departe și mi-a zis ceva foarte interesant, mai bine să mă omoare Dumnezeu și să mă ia de pe pământ. Și acum să nu vă mirați, foarte mult m-am bucurat să-l aud vorbind în felul acesta, pe acest preiubit frate și slujitor al Domnului. I-am spus și dumnealui și vă spun și vouă. Cred că Dumnezeu în cer nu mai poate de bucurie când ne aude vorbind în felul acest. Când ajungem noi la capătul puterilor noastre, când falimentăm noi, cum s-ar zice, Dumnezeu zice foarte bine, bine că ai înțeles că puterea ta are un sfârșit, că de aici mai departe intră puterea, intră înțelepciunea și priceperea mea la lucru prin tine în locul în care te-am așezat. Numeri, capitolul al 11-lea, începând cu versetul 14,
minunatul bărbat al credinței, robul Domnului cu numele Moise, vorbind cu Dumnezeu și el ca și conducător al poporului, zice: eu singur nu pot să port pe tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine. Și acum vă întreb și mai apoi vă mărturisesc înaintea Domnului. Biblia spune că înaintea lui totul este gol și descoperit, mai spune că ne cercetează pe fiecare, pe dinainte și pe dinapoi, și mai spune că el nu privește la înfățișarea noastră, el privește la inima noastră. Vă întreb și vă mărturisesc, ce sunteți voi în poporul acesta pentru cei rânduiți și așezați de Domnul în fruntea acestui popor? Sunteți ceva greu care se adaugă la celălalt greu, ca cei din fruntea poporului să spună: poporul acesta este prea greu pentru mine? Sau sunteți mai degrabă mângâiere, sunteți încurajare și sunteți binecuvântari? Sunteți între cei care luptă lupta cea bună a credinței sfinților sau între cei care luptă lupta rea?